În săptămâna în care a apărut primul sezon fără ei, foștii șefi la cuțite fac ceea ce nu au făcut niciodată când au avut emisiune. Este un moment istoric, ar putea spune fanilor. Deși au lucrat împreună 10 ani la Antena 1 și alți ani înainte, la ProTV, cei trei chefi au făcut suficiente declarații de-a lungul timpului legate de modul cum sunt ei în afara platourilor de filmare, dacă sunt sau nu prieteni. Acum aproximativ un an, chef Cătălin Scărlătescu îi spunea lui Mihai Morar, care îl invitase în podcastul său, să ții minte, eu niciodată nu mint. Câteodată evit să spun adevărul, dacă în timpul emisiunii fiecare ținea cu echipa lui și se mai înțepau. De dragul show-ului, toată lumea credea că ei trei sunt și cei mai buni prieteni în viața reală. Însă, se pare că lucrurile nu erau deloc așa. Mă feresc de Bondea și de Dumitrescu ca de dragi. Ăștia scălare pe mine tot timpul. Sunt singurii mei doi inamici veritabili. Noi nu suntem prieteni, a recunoscut Cătălin Scărlătescu. Eu încă n-am ieșit cu Bondea și cu Dumitrescu la o bere, noi trei. Noi încă n-am ieșit de foarte mult timp, a mai spus acesta în podcastul din mai 2023. Schimbarea s-a produs, însă, anul acesta. Totul a început cu decizia lor de a părăsi trustul antenelor și de a pleca la concurență. Au urmat cele trei procese împotriva lor, prin care li se impută daune pentru ruperea contractului înainte de termen. Apoi au fost înlocuiți în emisiune, au devenit cei mai buni prieteni. La începutul acestei luni au dat ei înșiși în judecată Antena 1 și cer plata banilor pe anul trecut. Chiar dacă fiecare a vorbit separat despre procese, au decis și au acționat împreună. Iar acum, deși așa cum spunea Cătălin Scărlătescu, ei nu au ieșit niciodată împreună la o bere, au făcut altceva. Un adevărat miracol al prieteniei, fostele vedete de la chefii la cuțite au plecat la pescuit împreună, ca prietenii. Cel care a devoalat excursia a fost chef Scărlătescu, care a și pus o poză cu undițele tuturor și i-a etichetat și pe colegii săi, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. Actrița Doina Teodoru, iubita lui Scărlătescu, este cu ei, la Mila 23, acolo unde s-au dus cu toții la pescuit pe toată durata weekendului. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.